Astăzi, fraților, revenim cu un nou episod din Ratopia. Mă, ce se întâmplă cu porcul ăsta? Bă, am început bine. Dacă ați văzut din episodul trecut, s-au întâmplat foarte multe chestii aici în Ratopia. Și dacă ați văzut construcțiile, insula porcilor, banca, desigur, Robert care omoară porci. O să mai omorăm din porci, cred că o să ne ia o săptămână să omorăm toți porcii ăștia. Dar astăzi, ce aș vrea eu să fac, aș vrea să mergem să batem niște boși. Mi-a dat Cuza niște coordonate și mi-a zis să mă duc foarte, foarte mult în nord. Hai că ne ajungem în care asta, zic eu. Și o să găsim un boss foarte șmecher și ne-ar trebui pentru niște vrăji. A, uite și pe domnul Robert. Bună ziua, domnul Robert. Bună ziua, ce faceți, domnul? Foarte bine, domnul Robert, voiam să vă întreb dacă ați dori să veniți într-o explorare cu mine. Aș căuta un boss să-l batem, să învățăm și niște vrăji, niște de-alea. Am o propunere pentru dumneavoastră, avem un boss mare care se strecoară pe lângă noi și uite, chiar încearcă să mă împingă. Da, el nu e un boss mare, eu vorbesc serios, gen, chiar să mergem să batem un boss, ce părere ai, Robert? Bă, aveam puțină treabă să omor porcii, dar hai... Haide, domnul Robert, că porcii ăștia nu-i batem nici într-o săptămână dacă ne punem toți. Hai să mergem în partea aia, pentru că mi-a zis domnul Cuza, că el e cu boșii și cu ăștia, că în partea de nord este un boss la vreo 3000 de blocuri distanță, fix dacă mergi în partea aia, la undeva la 3200 de blocuri. Și poate mai luăm pe cineva, nu știu, o fi Oana acasă? Nu e acasă Oana. Nu știi cine cred că e, cred că e Șoc. Șoc? Poate lucrează la... A, uite că lucrează la... nu pot să cred! Cineva chiar s-a apucat de poartă? Nu îmi spune că te-ai apucat de poartă fix acum! Păi dacă mi-ați spus să fac poarta... Fix acum s-a apucat! Uite-te și tu, frate! Ok, știi ce? Lasă poarta și hai cu noi, că trebuie să batem un boss! Ce părere ai? Hai! Știu că n-aveai chef! Hai! Trebuie să mergem în... Lasă-l mă jos. Trebuie să mergem în direcția aia, că am vorbit cu Cuza și mi-a zis că fix în direcția aia la 3200 de blocuri ar fi un boss și mi-a zis că el n-a reușit să-l bată singur, deci cumva am nevoie de oameni. Păi deci, și el? Bă, el nu știu ce naiba a făcut, s-a încurcat cu niște vrăși cu d-astea și nu prea... Nu prea mai dat de el. S-a legat singur. Da, cred că s-a legat singur, gen, nu știu. Bă, și aici sunt porci. Bă, am înnebunit, mă, nu mai pot. Ia, stați, ia veniți încoace. Ce aici? Voi ați văzut vreodată asta? Eu stâlp. Mersi, domnul Robert, mersi. Dacă nu-mi ziceați dumneavoastră, rămuream prost. Ce e asta? Am mai văzut stâlp de genul. Da, dar știți pentru ce sunt? Cred că e un sat prin zonă, că știi că erau pancarte și... Da, cred că cred că ne-a arătat satul nostru, că e încolo, dacă e pus așa orientat și s-ar putea să fie un sat încolo? Cred că, da, în junglă, cred. Ia, hai să vedem. În junglă? Dar nu cred că e niciun sat în junglă, sincer. Bă, uite! Bă, stai. Voi vedeți că a luat foc? Bă, e foc! Stai, încet. Nu te arunca atâta. Stai să mă uit. Aveți binoclu? Stai. Nu te grăbi, Robert. Ai găleți? Face. Ok, aveți și la voi. Eu zic să ne înarmăm, că poate e ceva aici periculos. Eu am sabie, am tot. Ia, hai încet. Dacă e nevoie, poate și vrăji, dar nu cred. Bă, aveți grijă cu vrăjile. Pare populat, sunt plantate. Bă, uite cartofi. Cartofi. Mă, ce? Bă, dar mulți cartofi. Bă, că-s cartofi. Ce, frate, aici tărâm. Uite, da, e explodat fix acolo. Ia, vină cu acest. Încet. Uitați-vă stânga-dreapta fiecare. Stânga-dreapta. Uite, aici a bubuit. Ce-au venit, mă, meteoriți aici? Bă, sincer, aș lua niște cartofi pentru acasă. Hai să luăm niște cartofi. Bă, chiar n-am mai mâncat de mult cartofi prăjiți. Bă, da, ăștia sunt plantați recent. Da, bă, uite, aici e planta recent. Da. Bă, dar știi ce? Bă, dacă e cineva aici. Nu e, mă, nimeni. Uite-te și tu, e bubuit tot. Adică nu e nimic aici. Luați și voi din cartofii ăștia. Mamă, ăsta nici măcar... Bă, dar uite, aici e proaspăt plantat, adică... Ce? Doamne, bă, ce... Un copac. Că nu mai avem niciun cartof, nimic.
vin aici. Ce armă să mai ai mâncate? Cartof, dai urcă cartof sus în cap, îi dai să mănânce un cartof de ăsta aici că e bun și după aia dai cu mâna. Chite aude. Bă, tu ai pușnit, mă, pârlitule, ce ai? Da, 100% ce ai? Ai mai sus. Casa mea, mă. Oameni, uite, că nu mai am absolut nimic. Sunt oameni. Aoleu, că nu mai pot, sincer să fiu. E greu. Bă, e greu rău. Bă, veniți, mă, până mai plantați cartofi aici. Cartofi, ne cheamă cartofia și noi mai avem zero cartofi. Suntem pârliți rău de tot. Păi cum? Bă, tu? Bă, tu ești cu noi? Mă, tu ești cu noi? Hai să plecăm, hai să plecăm, veniți după mine. Ai dreptate. Bă, cineva ne-a furat cartofii. Veniți după mine, repede, repede, fuci, 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 fuci. Fuci, fuci, fuci. Fuci, bă, bă, fuci. Nu. Stai puțin. Cartofi. Da, uite cartofi, uite, cartofi. Da, cartofi. Bă, ăștia ne-au furat cartofii. Bă, voi vă ce? Nu. Noi chiar plecam. Haideți, băieți. Hai, băieți. Pa. Bă, ochelaristul, întoarce-te înapoi. Bă, cum adică ochelarist? Bă, tu cu cine vorbești, mă, așa? Deci, după ce că vezi că suntem vai de capul nostru, ne-am luat bătaie, ne-au ars cartofii, ne-au ars casele și tu mai vii și ne furi și cartofii, gen, eu, mie mi se pare absolut ireal că băiatul ăla a furat. Uite, băiatul ăla. Da. Ăla, dați pe el. Stai, bă, nu! Lăsați-l, bă! Lăsați-l în pace! Bă, stai puțin! Stați așa, hai, armura jos! Vreau să vă văd și o fețele! Ce are monsta pe cap? Este o coroană, domnule! Domnule, cum vă cheamă? Eu sunt Zăsami Cartofaru! Zăsami Cartofaru, văd că... Vă rog, nu mai mâncați cartofi, stai puțin, că e greu aici! Deci, cine mai mănâncă cartofi? Nu mai mănâncă cartofi! Am înțeles. Așa, bun. Care e situația? Că am găsit satul ăsta. Noi mergeam în explorare. Am venit deci din împărăția noastră. Deci tu vrei să-mi zici mie și... că tu ai găsit din greșeală satul ăsta aici, părăsit de lume. Nu ne-a mai vizitat nimeni de 50 de ani. Și aseară au venit unii, ne-au spart tot. După cum vezi, uite acolo. Așa. Ies flăcări, fum peste tot. Și vii tu dintr-o dată și ne-ai găsit random. Deci tu n-ai nicio treabă cu aia de au fost ieri. Bă, eu ieri cred că omoram porcii lui Portocal, adică nu porci, nu cred. Da. Nu, o să înțelegeți, okay. Dacă... Bun, deci eu sunt Zăsami Cartofaru. Ăsta e Adi 10 fără cartofi. Ăsta e Zentrix cu 2 cartofi. Cărbune neprăjit de cartofi. Mamă, dar are față de cărbune. Iulia da. Are grijă de cartofi și mai era unul. A, aici. Păi și... Zero fără. Voi sunteți toți cartofarge, nu? Da, noi ne axăm doar pe cartofi. Asta e țelul nostru. Noi iubim cartofi, cartofi prăjiți. Asta cartofi viață. Domnul. Da, exact. Am înțeles. Mie îmi plac morcovii. Da. Cred că asta e lor. Bă, glumeam. Cărbun. Oh, sure. Domnul împărat. Păi, cred că asta e moneda lor. E moneda lor? Ce monedă zice asta, mă? Nu, taci din gură. Nimic, zicea că noi mai mâncăm și morcovi și cartofi. Da. Avem o singură problemă, noi de obicei când vedem că e întuneric și vedem stelele pe apus de soare, trebuie să luăm un pat la culcare, știi ce zic? Am înțeles, da. Nu avem paturi. Adică... Nu mai aveți paturi. Da. Vreți carne? Cartofi. Bă, eu... Hai, noapte bună, domnul Robert. Noapte bună. Cum adică, cineva, se culcă așa? Da. Hai, noapte bună. Ok. Da, bun. Deci tu mi-ai zis cine ești tu. Cine sunt ăștia doi? Deci eu sunt împăratul și ei doi sunt, păi, cum să zic... Păi ce împăratul? Că eu sunt... Păi ce împăratul? Că eu sunt regele cartof. Ce împărat ești tu? Eu nu văd că ai nicio coroană, adică nu știu despre ce vorbesc. Are cartoful în mână. A, da. Da, eu sunt împăratul Artopiei și tocmai ce am plecat din împărăția noastră și am... Mergeam și noi frumos la explorat, am găsit un semn. Care, cred că semn? Da, era un semn mai încolo. Ce semn? Eu vreau să-l văd. Da. Ideea semn, este... dacă era un cartof, eu zic că nu te cred, că cineva chiar... Și cum ai făcut aia? Păi noi suntem destul de puternici. Bă, un cartof! Vorbește frumos, da? La noi în Artopia se vorbește civilizat. Aici a fost un semn. Așa. Domnule Samu? Cartof.
cartof, Samu. Poți să-mi zici cartof, cartof direct. Domnul cartof, da. Aici cred că a fost un semn către satul dumneavoastră și în direcția aia este satul nostru, împărăția noastră. Stai puțin noastră. Că am o problemă. Da. Da, eu sunt curios cine ți-a dat voi, Iulia, să mănânci cartofi. Adică da, aici, noi nu mai avem să plantăm, deci noi nu mai avem voie să plantăm, adică noi nu mai avem cartofi să plantăm și voi mâncați cartofi? Domnul Sami, am o, am o surpriză pentru dumneavoastră, niște cartofi proaspeți. Oh my făcuți, god, cartofi? Da, 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 făcuți, făcuți la noi în împărăție, poftiți. Nu poți să iei, păi, ăștia sunt... Problema e, cred că sunt, da, cred că sunt... Da, i-a luat, i-a luat, i-a luat. Ok, 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 bun, așa, da... Continuă. Ai găsit aici un, un semn cu cartofia, da. Cartofia, cum am zis așa? Cu cartofia, da, și am mers mai în față și am găsit satul dumneavoastră, adică nu voiam să vă furăm, replantăm cartofii. Cartofii. Da. Sau cu ăsta. Ok. Bă, dar eu v-am zis că noi nu sunt, bă, nu ne reprezintă asta, ok? Deci vreau să vă zic că acum suntem puțin agitați. Pentru că ni s-au furat cartofii și bine, i-am găsit la tine acum, dar știi ce zic, adică sunt... Stați o secundă, vină puțin, Șoc, vină puțin. Avem cartofi la fermă? Avem cartofi? Bă, ce se întâmplă, mă? Bă, tu de ce ești îmbrăcat așa? Ce-i cu pălăria aia în cap? Ele gardianul. Nu. Te ne-a furat cartofii? Ele gardianul împărăției noastre. Ok, bun, hai să mergem înapoi, că nu, bă, eu chiar n-am chef de vorbit, eu am un domnul acolo Sami, de cartofi și am trebuie o să stăm și noi să-l opunere cu cartofi pentru dumneavoastră. Okay. O propunere cu cartofi, ok. Poți să-mi povestești în timp ce oprim și noi focul ăla de acolo, că se extinde și ce zic? Bine, hai să vorbim aici. Hai să-i ajutăm, hai să-i ajutăm. Da, da, da. Okay, luați-o în față, okay. luați-o în față. Robert, mi s-a dezlegat și retul, poți să vii să mă ajuți? Și Șoc, da. Celălalt, da, trebuie, și retul. Trebuie să mergem, bă, să ne replantăm cartofi. Bă, tu ai Sky, n-ai și retul. Bă, taci mă din gură. Bă, am o idee. Îi corumpem pe ăștia. Bă, nu e mă nici ușire, n-am și returi. Bă, fii atent, concentrează-te. Ăștia sunt neajutorați și nu mai au efectiv sat și sunt în paragină. Cum ar fi să... Să le legăm și returile. Aoleu, Robert. Aoleu, cine te-a luat în sat? Eu te-am luat. Băi. Taci, te rog, taci. Cum ar fi să-i luăm la noi în Artopia... Și să ne ajute să fim mai mulți ca să fim mai puternici contra nocivoare. Păi, dar ăștia au zis că nu vor să vină. Da, păi... da, știți că, știți de la Oana că s-a aliat cu ceilalți și cu ce animale. Da, păi aia zic, să avem și noi un regat, practic, să fie ei. Mă rog, dacă nu vor la noi, putem să-i ajutăm și să-și facă ei aici un regat. Da, vezi, cu alianță nu ar strica. Ei s-au aliat cu animale, noi cu cartofi. Da. Unii s-a aliat cu animale, să mergem la ei, hai să mergem la ei. Deci, hai să încercăm să ne dăm bine pe lângă ei. Da. Și hai, poate... Bă, eu zic să le facem un cadou și să mergem să luăm mulți cartofi de la noi. Da. Domnul Sami! Domnul Cartof! Domnul Cartof, rege! Da. Bă, ce... Și limbaj neadecvat, deci, aici în cartofia. Deci, ok, stai puțin, o să mă exprim eu puțin. Deci fără fâsurile acelea pe lângă cartofi, vă rog. Pentru că avem o problemă, nu ne este frică să nu se veștejească cartofi, ok? Ok, am înțeles. Domnul Sami, da? Noi suntem dispuși să vă ajutăm să reconstruiți satul dumneavoastră. Și am o propunere până vă terminați satul și... Ok, zi propunerea și o să-ți dăm răspuns imediat. Voiam să vă invit în împărăția noastră, unde avem foarte mulți cartofi. Eu ți-am zis, cărbun care ne prăjește cărbunii e foarte de treabă, dar... Nu, continuă. Foarte mulți cartofi și cărbuni în imperiul nostru. Ok, deci asta e tot? Atât? Asta e tot? Avem cărbune. Avem cărbune, case unde stai, puteți să stați. Stai, o secundă, te rog, cărbune, vină puțin, te rog. Măi, ce are băiatul ăla, a nebunit. De ce avea un ochi în stânga? Domnul împărat. Ce mai făcea așa? Bă, cărbune. Bă, tu nu vezi că ăștia de tine? Bă, tu știi să puțin. Așa, bun, hai, gata, continuăm. Așa, deci propunerea e că ce? Tu vrei să ne ajut să reconstruim? Da. Aș dori să vă ajut, pentru că văd că sunteți într-o situație destul de nasoală. Critică. Da, și aș vrea să vă ajut. Pot să vă iau la mine în împărăție, puteți să vă construiți case provizorii. Ok. Avem mâncare, avem cartofi, avem cărbuni,
animale și porci. Mulți porci. Da, sunt cam mulți porci. Da, dacă sunteți vegetariani, îmi pare rău, dar sunt mulți porci la noi. Deci, practic, voi ok, altceva? Păi și putem să vă ajutăm cu materiale. Scuze-mă, ce ai zis? Îl aveți pe cartofilă? Normal da, că nu trebuie să știe nimeni ce e cartofil, ok? Avem o portocală dacă v-aș. Da. Continuă cu propunerea. Deci fii atent. Nu, stai puțin, deja ne întindem. Vreau, te rog frumos, să te duci să aduci o hârtie cu toate propunerile. Eu le-am uitat. Eu tot ce mi-am adus aminte păi, am pus cartofi. Nu mai bine ți le arăt? E foarte aproape. Cartofilor. Ok. Voiam să vă zic că e doar foarte foarte aproape. Nu. Hai, veniți cu ce. Domnul împărat. Da. Mama, deci dacă l-aș pune în capul de porc cu portocală, cred că s-ar înțelege perfect. Nu, îți dai seama să fie un cap de porc în stânga și în dreapta un bloc din ala de coul. De coul. Mama, păi ar fi cei mai buni prieteni. Bă, eu zic să-i luăm la noi împărăție și să avem grijă de ei ca să-i ajutăm aici. Nu știu, să luăm 2-3. Am eu un bet. Ia și. Așa. Da. Da, domnul Zam, domnul Sam, cu cartofi Sammy. Pe piept. Așa. Păi nu mai ții minte cum te cheamă, zic sincer. Mă cheamă domnul împărat. Domnul împărat. Ok, păi cum te cheamă? Cum, domnul Sinner, domnul Sinner. Dar nu sunt iepure. Domnul Sinner, ok, bun. Da. Vreau să venim să-ți vedem împărăția. Hai să vedem. Da, domnul Cărbune, o să vreau să stea puțin departe de furnalele din împărăție. Cărbune n-are nicio treabă. Nu fură. Da, domnul gardian. Bă, uite, dă-l avea și ăla de ne-a furat. Nu. Bro. Stai puțin, domnul Sami. Domnul Sami, stai puțin. Este un obiect foarte comun. Sunt cărbun. Cartofi aici, uite, cartofi. Așa, bun. Este un obiect foarte comun. Hai să mergem. Da. Doamne, v-am rugat, vă rog frumos. Gata. Ne pare rău. Gata. Okay. Bun, okay. Hai să mergem cu toții. Vă rog frumos să nu furăm fără să cereți. Eu sunt dispus să vă ajut să vă reconstruiți satul. Ok. Furați cu stil. Domnul gardian, asta e încurajați? Deci, pe dreapta. Aici. Deci stai de aici în dreapta. Bă, asta e dreapta, așa. Și da, și ocolim pe aici. Și pe aici o luăm către... Ok. Da. Deci să luați punct de reper ăla. Așa, mergem pe aici. Iulia, văd că știi drumul, nu? Iulia, deja... Păi se vede zidul, deja. Ce zid, mă, că n-a făcut niciun zid. Bă, Iulia, ai mâncat cartofi stricați? Nu știu ce are. Iulia, deja e cu noi, văd. Ok, continuă, hai să vedem. Trebuie să ocolim puțin, că este un lac. Mamă, uite ce zonă putrezită e acolo! Ce zonă putrezită e acolo! Mă, ce au, mă, băieții ăștia? Mă, ce e lemnul ăla acolo, mult? Niciun zonă nu poți arăta acolo. Nu, nu, deci, pentru voi, ca să știți, pentru cunoștința voastră, se numește baiem de... Cum se numește asta? Bro! Savană, este o savană aici. Aici e acacica. Acacica, da. Acacica sampling. Da. Uite un porc mare. Da, și aceasta este împărăția Artopia. Deci haideți, vă rog, intrați. Iulia e ca la ea acasă. Mă, unde s-a dus Iulia? Salut, nu știu. Iulia? Tu ai mai fost cumva pe aici? Ce ai dat? Nu i-am dat nimic, n-am cunoscut-o acum. Nu știam cine e acum 20 de minute. Ok. Bro, are un cartof. Hai să vă prezint ferma cu cartofi prima dată, nu? Unde se duce Iulia, gencă? Nu sunt cartofi, sunt mai multe plante. Păi a stricat aici. Deci tu vrei să-mi zici mie că tu voiai să ne dai nouă vrăjală când nasul meu e direct? Nu! Dar nu sunt aia cartofi, stați că noi avem pe mai multe nivele. Haideți, veniți aici. Mie de la ceapă mustură ochii și mă dor unghiile. Nu, avem chiar aici cartofi. Ce se întâmplă? Cine a vorbit? A venit Cuza pe cămin. What? Salutare! Domnul Robert, du-te și explică lui Cuza, chiar n-avem timp să se explice. Ce se întâmplă? Dar... Domnul Sami, haideți la cartofi. Nu te-i Sami. Mamă, mirosul de cartofi e mult mai bun, sincer. Ce părere aveți aici de această plantație de cartofi? Bă, sincer să fiu, eu vreau, dacă puteți să vă rog frumos
fii atent, da, ne permiți o chestie, domnule Sinar? Spuneți, da, da, sigur. Ne lași să luăm un cartof? Da. Deci vreau fiecare să luați câte un cartof, să ziceți, bă, ăștia sunt cartofi ca ai noștri? Ia vedeți. Bă, ăștia sunt cartofi ca ai noștri, că nu-mi dau seama, bă, sincer. Bă, replantați, alo! Bă, încet, încet. Nu-mi dau seama, sincer, dacă ăștia sunt cartofi ca ai noștri. Domnul Sami, să gustăm. Da, domnul da, da. Sami, luați toți cartofii, sunt ai dumneavoastră. Cea mai vii de acasă, bă. Luați toți cartofii. Ok. Poate nu sunt de cea mai bună calitate, dar totuși sunt niște cartofi de savana. Da. Bă, care? Da. Care face de ăsta aici? Bă, nu știu, s-auzi din partea asta, ori Iulia, ori băiatul ăla de acolo. Bă, gata. Sincer, nu știu ce se întâmplă. Ok, haideți, domnul Sami, să continuăm turul. Sunt ghidul dumneavoastră. Deci aici sunt cartofii, sus de tot. Sus de tot acolo este casa domnului Portocală, Luna. Da. Domnul împărat, o întrebare se poate? Spuneți. Ce are mă ăsta de portocale? Ce s-a întâmplat? Cartof în cap. Ce s-a întâmplat? Ce? Cartof în cap ăla. Ce s-a ăsta de să nu mă porci aici? Da, poveste lungă. Ideea e că avem foarte mulți porci. Bă, cărbun, lasă. De fapt, cărbun, stai puțin, așa, nu, nu-i mai mulții, te rog eu. Nu. Cărbune, domnul Sami, dă-le cu cartofi. Nu, gata. Bă. Domnul Sami, calmați-vă, vă rog frumos. Nu ne dorim mai mulți porci. Uite-l pe Scruffy. Vreți mai mulți porci? Nu. Chiar puteți să luați porci dacă doriți în împărăția dumneavoastră. Adi 10. Adi 10, du toți porcii ăștia acasă, mâncavași, toți, du toți porcii acasă, toți porcii, Iulia, du-ți cu porcii, Ziru, ia și tu vreo 6 porcii în cârcă, unde e cărbun, cărbune, bă, verificați casele, bă, verificați-vă casele, că noi nu putem să-l stăpânim pe cărbune, bă, Robert, ochii pe cărbune, bă, stați așa, domnul Sami, deviem puțin de la subiect. Ok, așa. Bă, duceți voi cartofii acasă. Eu v-am adus așa, aici. Hai Sinere, vino, zi-mi tu care e situația. Da. Haideți să mergem în castel, doar noi doi. Iulia, du porci. Ajutați-i. Uitați-vă să nu intre în casă, să nu fure chestii. Ajutați-i să ducă. Bă, lăsați-i și voi ca să fure chestii, vă rog. Nu. Haideți, domnul Sami. Adi 10, duc porci acasă. Șoc, ochii pe ei. Gata, amulțit. No! Îl iubesc pe cărbunii cel mai bun, mai bun cartof forever. Așa, domnule Sinar, vreau să-mi povestești puțin ce se întâmplă aici. Bă, eu nu știu cum ai putut tu să faci toată chestia asta, dar la mine acolo în regatul cartofilor chiar a fost greu, zic sincer. Ok, haideți aici la etaj în castel, domnul Sami. Mamă, ia vezi, uși, ce ne are nebunul ăsta. Da, e destul de mic, dar ne descurcăm. Haideți, luați un loc aici, vă rog frumos. Oh my god. Ce-i vaca asta roșie? Ok, e, da, un mob destul de rar. Bun, domnul Sami. Mă simt, zici că sunt la date. Așa, domnule, ok, continuă. Domnule. Bun, hai să ne concentrăm puțin. Deci, da, ne concentrăm, bun. Eu sunt dispus să vă ajut. Vedeți că am posibilitatea și resursele necesare să fac treaba asta. Am un imperiu destul de mare aici, dar... Imperiul cartofilor, interesant. Da. Continuă, nu, deci nu o să existe Imperiul cartofilor aici. Dar o să vă ajut să construiți cel mai mare regat cartofar din această lume. Ok. Ce părere aveți? Ok. Dar o să implice... Mă scuzați. O să implice... Stai puțin, încearcă-l și pe ăsta. Nu, sunt plin. Nu mai mâncat de ăsta, crede-mă, fii atent. Mulțumesc, sunt plin. Crede-mă, pentru asta tot timpul e un locușor. Știi că mănânci desert de fiecare dată și îți faci... Da, nu, eram plin, am vomitat ăla. Ok, continuă, zi că mi se pare interesant ce zici acolo. Bun, eu sunt dispus să vă ajut, domnul Sami, adică să vin să vă ajut cu resurse, cu oameni, cu forță de muncă și așa mai departe. Dar am nevoie ca dumneavoastră să faceți o alianță cu imperiul meu. Practic, dumneavoastră să vă construiți un regat. De ce râdeți? Așa continuă, nimic, zi. Haideți, domnul Sami, că faceți bășcăle. Ia, dați-i drumul, luați-vă porcii și gata, că deja... Bine, sigur, am și plecat, am și făcut porcii. Nu, stați puțin. Că tu vrei să pleci, eu am plecat acasă, gata, nici cea mai mică problemă am la porci. Mă, ce diamante? Haide, vino sus. Ok, bun. Haide sus. Bă, dați-i drumul de aici. M-a capturat. Bă, dați-i drumul de aici. M-a furat.
Fără porci, domnul împărat. Păi am zis să scape de ei, ai pe toți. E dat cu gaz pe mine. Ah, ok. Ok. Ce? Doamne. Doamne, să nu se întâlnească cărbune cu portocală, că iese jale. Cărbune, fii atent, cărbune. Cărbune. Ia-și tu cartoful ăsta, bagă-l pe gât și du-te acasă. Uitați niște cărbuni. Da, dați-i cărbuni. Cărbune. De fiecare dată îi place să mănânce mă cărbunele ăsta. Hai, dați-i drumul de aici. Luați-l pe cărbune și dați-i drumul de aici. Cărbune cu băieții. Duceți-vă puțin de aici. Pentru că avem o mică problemă. Doamne, cum faci? Așa e mereu? Bă, da, așa e mereu. E membru cu cartofi speciali. Domnul Sami, ați văzut vreodată aceste minere? Mă, nostrălucesc greu astea. Ați văzut vreodată aceste minere? Bă, vrei să arăt o magie? Fii atent, vrei? Așa, arată-mi o magie. 1, 2, întoarce cu spatele puțin. Așa. 3. Așa. Ai ieșit un cartof din el. Sunt și magician în timpul liber. Sunt magician în timpul liber. Bun, așa, continuă, lasă tu asta. Lasă tu că e strea, că nici nu știu ce s-a alea. Zi-mi în continuare. Deci tu vrei să-ți... Deci cum ai zis că se numește asta aici? Artopia. Artopia, da. Deci tu vrei ca noi să facem o alianță. Da, Cartofia okay. Practic să se alieze cu Artopia și... Îmi dai o foaie șurtie repede? Acum, ce nu mai continuă conversația prin aici o foaie șurtie. Acum. Da, stați așa. Cu foaie și hârtie, ok, așa, repede. Așa, bun, poftiți. Ok, fii atent. Deci, o să facem o dată pentru totdeauna, da? Da. Ok. Ce-a scris aici? Citiți cu voce tare, vă rog. Așa. Cartopia. Exact, cartopia. Bun. Ok. Și pia. Cartopia, nu cartofia. Ok, mă scuzați, mă... Bun, așa. Deci, mii de diamante, scuze. O alianță, mii de cartofi, deci o alianță între Cartopia și Artopia, ca să ce? Domnul Sami, o să vă dau... Ca să plantăm cartofi. Nu, din păcate, poate o să vi se pară foarte multe informații, ce vă zic. Foarte copleșitoare următoarele informații. Ideea este că nu doar acest... Ce face Iulia aici? Nu există doar... N-am nicio idee, sincer, ea e puțin mai... Nu știu, Da. Nu există doar acest imperiu. Bă, cred că tocmai v-a prins ceva că ați furat. Dar gen, duceți-vă acasă cu tot ce ați furat. Adi? Nu mai băgați, doar fugiți acasă. A luat și porcul după el. Ok, hai să zicem că trecem cu vederea, nu? Okay. Da, ok. Ideea este în felul următor, domnul Sami. Nu există doar o împărăție și această împărăție. Mai este încă o împărăție, se numește Ratopia. Și este împărăția pe care eu am clădit-o. Și încerc din răsputeri să construiesc o împărăție mai puternică. Bro, e greu ce-mi zici de mine aici, adică, o să vă mai povestesc. Ok, poate o să vă duc într-o bună zi să vedeți despre ce este vorba. Este mult mai mare decât ce vedeți dumneavoastră aici. Noi ne-am mutat aici de câteva săptămâni și practic scopul nostru este să cucerim înapoi Ratopia. Doar că este un panda roșu care mă cam enervează acolo și încerc să-l detronez. Mă rog, povești. Bă, tu ai idee cumva dacă panda roșu mănâncă cartofi? Nu, îi urește. A zis că nu-i suportă. Tu... Ce părere aveți? Panda roșu mănâncă cartofi, dar nu contează. Nu. Acum tu trebuie să-mi zici mie... Bă! De ce? Dați-i drumul de aici. Așa. De ce te-aș ajuta eu pe tine? Pentru că nu înțeleg, adică pur și simplu tu nu vezi ce probleme am eu pe acolo. Mă. Așa. Tu n-ai văzut ce probleme am eu acolo cu cartofii mei, cu toate alea și vii tu acum și îmi zici tu mie să încep să mă ajut, să nu știu ce, nici nu te cunosc, ai venit, mi-ai luat niște cartofi, mi-ai scos un diamant. Înțeleg adică ce zici tu aici. De ce te-aș ajuta? Îmi povestești de un panda roșu? Unde suntem aici? La grădina zoologică? Despre ce vorbim? Da, stai, s-auzi de regatul animalelor. Mă rog, o să fie multe povești de spus, domnul Sami. Mă, și dar... voi ziceați de noi că suntem ciudați? Da. Că noi mâncăm cartofi? Da, noi mâncăm porci, cum se vede. Și avem o portocală care iubește pescuitul și porcii. Mă rog, deviem de la subiect. Ideea este în felul următor. Eu sunt dispus să vă ajut, dar trebuie să îmi promiteți că sunteți loial și mă veți ajuta în situațiile grele, unde o să am nevoie și așa mai departe. Tu îmi vorbești mie de trădare.
Nu neapărat. Adică deci tu la început de tot noi nici măcar n-am semnat un pact. Ceva și tu deja îmi zici mie de trădare, când eu am fost trădat toată viața de prieteni apropiați, de toate chestiile și tu îmi zici mie de trădare, tu nu vezi că am rămas cu niște pârliți acolo la un regat de cartofi, am rămas doar eu și n-am nimic, gen, tu cred că trebuie să-mi câștigi mie încrederea, domnule Sinner, cu artopia ta, cu tot, că e greu, noi trebuie să ne avem alte probleme, acum tu vrei să recucerim chestii, să, știi ce zic? Ia zi, din păcate, ajută din păcate, puțin la încredere? Din păcate, domnule Sinner, să te dezamăgesc, în regatul cartofilor, diamantele nu au nici măcar o valoare. Ok. Din păcate. Dar ce are valoare pentru dumneavoastră, domnul Sami? Prietenia este mai importantă decât orice, domnule Sinner. Și noi dacă aici, o să fim prieteni, o să mă ajutați? Și o să fim aliați? Bă, cu siguranță, dar momentan tot ce mi-aduc aminte e că te-ai furișat la noi în sat, ai furat cartofii, pentru că tu i-ai găsit acolo, nici nu, ai văzut că arde satul, că n-aveai cum să nu vezi că arde satul, eram acolo toți și săream din stânga în dreapta, toată lumea sărea să stingă și tu te stăteai ascuns în copac, că te-am văzut unde ai sărit, și tu... Scuzați-mi deranj, o întrebare. Da, spuneți. Mai aveți nevoie de noi, domnul împărat, sau putem să ne ducem la casele noastre? Puteți să vă duceți, Ok. O seară mirobolantă. O seară mirobolantă. Cartofi, așa. Eu zic că trebuie să mai treacă puțin timp. N-am cum să vin dintr-o dată să am încredere direct, așa, gen. Știi ce zic? Adică e greu. Am înțeles. Nu pot. Eu am văzut, ai fost de treabă, ai scos diamantele din poșetă. Mă, de ce e cap de cartof acolo jos? Bă, ce? Cine era acolo? Era un graș de acolo. Mă, ce ai, mă? Nu e nimeni aici. Bro, tocmai iese fum de acolo. Nu, e oală. E o oală aici. Uite, poți să faci n-am aici. N-am văzut pe cap de cartof. Uite. Era un cap de cartof acolo. Domnul Sami, am înțeles. Aveți dreptate. Lăsați-mă să urc până la etaj. Sigur urcă că Da. Am înțeles ideea, aveți mare dreptate. Îmi cer scuze pentru că am intrat în satul dumneavoastră. Eu nu vă cunoșteam, nu știam că cineva locuiește în acel sat și... Ce face Iulia? Zici că trăiește aici. N-am nicio idee, sincer. Revenind, îmi cer foarte, foarte, foarte multă iertare din partea dumneavoastră, deci, pentru că am greșit, aveți dreptate și sunt dispus să fiu un... Bă, dar ce se aude? Nu știu, mă, se iese fum în continuu, n-am nicio idee. Da, cred că de la grătar ceva. Dar, măcar acceptați-mi acest cadou. Este o oală unde puteți găti cartofii. Ok, iese fum în continuu pe aici, nu știu ce se aude. Se aude un... Da, bate vântul. Hai să luăm așa pe pas încolo să mai văd și eu puțin ce ai construit tu pe aici, că vreau să te întreb niște chestii. Ok, deci mi-ai dat oala asta. Ok, interesant. Vreau să-mi zici voi cum păstrați legătura între voi aici. Cum adică? Adică, tu cum vorbești cu gardianul? Dacă ai nevoie de el, cum păi, mă duc la el și vorbesc cu el. Și dacă nu e acasă? Aștept să vină acasă. Ok. Că mă gândeam să păstrăm o legătură din asta puțin mai așa. Păi, adică, cred că... Adică, tu vrei să-mi zici mie că vrei să-ți trimii pe orumbelul cu scrisori? Nu știu, eventual să venim la unul la altul în ok, eu zic să ne întâlnim la mijloc acolo la semnul ăla, știi ce zic? Am înțeles, da. Ok. Cel mai bine o să facem așa. O să ne întâlnim acolo. Pentru că, bă, ți-am zis, momentan îmi e greu să te ajut în condițiile în care ai văzut cum suntem și noi. Și... Da, măcar, vă rog, luați un porc, vă rog, chiar... Vă implor, luați un porc. Aș lua cu cel mai mare drag un porc, doar că ai văzut, a luat cărbun toți porcii deja. Adică să-ți mai rămână și ție unul, știi ce zic? Da, am înțeles. Zic? Și nu uita să mănânci un de ăsta de fiecare dată. Vreau să zic că o să mai discutăm momentan și vedem care e situația. Momentan n-am cum să te ajut, din păcate n-am cum să te ajut, domnule Sina. Chiar dacă mi-aș dori. Dar sunteți dispus să mai discutăm în viitorul apropiat. Poate când vă refaceți da, satul. Noi, deci noi avem nevoie de niște prieteni, că... Ok. Așa, okay. Continuați. Deci noi avem nevoie de niște prieteni și nu păreți băieți răi, știi ce zic? Adică nu păreți... Bă, nu. Vreți să vă zic ceva? Eu, practic, am construit tot acest imperiu pentru că am fost trădat, domnul Sami, și încerc să-mi găsesc doar prieteni care mă vor ajuta
să-mi recuperez prima mea iubire și anume Ratopia. Prima iubire? Da. S-a furat nevasta cineva? Nu, 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 e prima împărăție, practic. Ok, prima împărăție. Bă, da, vedem cum stăm momentan, ți-am zis. E greu. E destul de greu, sincer. Ok, dar promiteți că veniți la mine de fiecare dată când aveți nevoie de ceva? Aveți nevoie de ceva? Bă, alea albastre, diamant, da, aruncă-le puțin înapoi. Câte mai exact să arunc? Păi câte aveai, că aveai 39 mi-ai dat atunci, mi-aduc aminte 39, câte am văzut. Da. Astea așa albăstrele. Okay. Da. Mamă, cred că o să ne ajute mult de tot. Și am văzut că aveți armură cu de-astea, o să ne ajute. Da. Păi da. Păstrăm legătura atunci, domnule Sinner, și vedem care e situația, bine? Ok, să țineți cont ce am zis, vă rog frumos. Tu să ții cont ce am zis. Și vreau să-ți mai zic o chestie. Vezi așa. Că nu mi-a plăcut că v-ați furișat. Adică puteai să vii direct, păi, să ții: bă, aveți nevoie de ajutor? Dar n-am știut că e cineva în satul ăla. Pur și simplu am intrat și am văzut. Așa este. Băi, domnule Sinner, n-am să te mint. Îmi place ce ai construit aici. Adică chiar foarte frumos. Dar vedem cât de prieteni o să fim, pentru că probabil o să ai nevoie de anumite cunoștințe pe care le-am. Ne auzim. Ok. Salutare. Zi bună. Luați un porc, vă rog. N-a vrut mă să iau un porc. Bă, cam aceasta a fost și discuția cu Sami. Ce părere aveți? Dacă credeți că Sami o să se alătureze imperiului nostru și să ne ajute împotriva lui nociv. Acum nu știu unde sunt restul, pentru că aș vrea să discut și cu ei puțin. Dar cred că o să lăsăm chestiile astea pe episoadele următoare. O să încercăm să-i ajutăm. Domnul Robert? Da. De ce zburați? Încercam vrăjmi. Bă, de ce e un dăsta aici? S-a pus în parcă. Am înțeles. Ce părere aveți, domnul Robert, de băiatul ăla, Sami? Bă, cu cartofia. Am înțeles cartof. Da, cartof. Ceva de genul. Eu o să încerc să fac o alianță cu el. Momentan nu prea a părut foarte sigur. Păi și ce să ne facă? Să ne dea cartofi cu cine? Nu, mă, gândește-te. Dacă ei ar face un regat acolo și ar deveni la fel de puternici ca și noi, să-i ajutăm, cât de bine ne-ar fi, pentru că sunt foarte ne-ar mulți da oameni. Ne-ar da cartofi. Domnul Robert, concentrați-vă. Am putea să recuperăm înapoi Ratopia după aia cu ei. Păi de ce să recuperăm Ratopia? Mie îmi place aici. Păi da, să stăm și Ratopia și aici. Păi, cum funcționează? Păi, practic, Ratopia este prima mea dragoste, domnul Robert, și vreau să mi-o recuperez de la cel care mi-a furat-o. Începe să gândiți, domnul Robert. Aia zic. Mi-a dat domnul Sami un cartof, dacă vreți să-l mâncați. Iulia, tu nu trebuia să fii în alt sat? Asta e în noi. Ok, nu. E în side quest-uri. Da, dacă cineva poate să o ajute să se ducă acasă, gen. Gata, dar eu nu știu unde. Drept în față, drept în față. Du-te tu, Șoc, te rog. Baftă. Domnul Cuza, concluzia zilei de astăzi este cartofi.